În viața aceasta limitată, plină de provocări, limitată în multe feluri, avem oportunitatea să răspundem chemării Evangheliei pe care Dumnezeu ne-o face și răspunzând acestei chemări, suntem chemați să ne angajăm într-un proces de instruire, de creștere, de desăvârșire, care are drept scop asemănarea cu Domnul. De dimineață, acum seara, în ziua Domnului, stând înaintea lui Dumnezeu împreună, am ascultat mai multe predici, am cântat, ne-am rugat și multe sunt lucrurile pe care am putea să le mai facem, continuând închinarea noastră. Însă oprindu-ne sau revenind la textul pe care fratele Vasile a avut pe inimă să-l citim și din care ne-a spus câte ceva, aș vrea să ne gândim împreună la faptul că această carte, una dintre cele 66 ale Bibliei, este o excepție prin faptul că ea este destinată evreilor. Ea prezintă lucrurile mai bune și superioritatea Domnului Iisus Hristos în comparație cu lucrurile din Vechiul Testament și cu iudaismul în speță. Atunci când ne uităm în carte, în epistola către evrei, observăm că Domnul Iisus Hristos este prezentat superior iudaismului, făcând lucruri mai bune decât cele din Vechiul Testament. Spre exemplu, în capitolul 1, este mai presus de îngeri, superior acestora. În capitolul 7, nădejdea în el este mai bună. Legământul pe care el îl aduce și pe care îl încheie cu oamenii prin sângele său este mai bun. Făgăduințele pe care le face sunt mai bune. Jertfa este mai bună. Avuția, comoara este mai bună. Patria este mai bună. Învierea este mai bună. Și lucrurile, la plural, sunt mai bune. Acestea sunt lucrurile pe care le-a adus Domnul Iisus Hristos prin întrupare. Superioritatea creștinismului față de iudaism este dată în primul rând de persoana lui Hristos și în al doilea rând de lucrarea sa. Dacă ne uităm la profeți, ei au fost vestitori. Biblia îl prezintă pe Hristos superior profeților. Dacă ne uităm la îngeri, ei au fost slujitori. Biblia îl prezintă pe Hristos superiori îngerilor. Moise a fost un legislator. Biblia îl prezintă superior lui Moise, pe Hristos. Iosua este prezentat ca o căpetenie. Hristos este superior lui Iosua. Aron ca și preot. Hristos este superior lui Aron. Și lista poate continua. Epistola aceasta prezintă lucrurile mai bune. Ea este scrisă evreilor care aveau în minte Vechiul Testament, care cunoșteau legea, care aveau tăierea împrejur, legămintele, care se rezemau pe templu, pe Avram, care vedeau în tot ceea ce ei aveau excelența lui Dumnezeu și această scrisoare care ajunge la ei, destinată lor, îl prezintă pe Hristos superior tuturor lucrurilor din tezaurul lor religios. Evident, ei au avut mari probleme să accepte asta. Dacă ne uităm în capitolul 10, în mare parte l-am citit în această seară, observăm că scopul lui Dumnezeu în capitolul 10 este să prezinte o jertfă mai bună din superioritatea lui Hristos și din lucrurile mai bune prezentate în Cartea Evreilor. Dar nu numai o jertfă mai bună, ci în a doua parte a capitolului 10, Dumnezeu îi explică pedeapsa pe care oamenii și-o vor însuși, ca o consecință a necredinței față de această jertfă mai bună și față de această superioritate pe care Hristos, prin întrupare, a adus-o în dar muritorilor. Evreii de atunci știau multe lucruri despre Dumnezeu, însă cunoștința lor teoretică nu i-a ajutat să-L accepte pe Hristos, ba dimpotrivă i-a oprit ca să-L accepte. Și l-au respins. Versetele de la 19 la 39, textul pe care noi l-am citit în această seară, prezintă câteva lucruri. 1. Prezintă viața nouă în Hristos pe care o are un om în urma credinței, a pocăinței și a nașterii din nou.
Există o viață spirituală care se naște în inima omului credincios. O viață nouă în Hristos care înlocuiește viața veche și păcătoasă. Noi valori, noi convingeri, noi priorități, un om nou, un om nou în Hristos. Apoi, în al doilea rând, avertizarea cu privire la pericolul respingerii lui Hristos, versetele de la 26 la 31. Și ultima parte, 32-39, un îndemn plin de încredere și de hotărâre. Privind în textul acesta pe care l-am citit în această seară, observăm că se confirmă ceea ce Biblia spune în foarte multe locuri și o să citesc câteva în această seară. Despre faptul că elementele de bază ale creștinismului, în mod special ale superiorității aduse de Hristos în Noul Testament, sunt credința, dragostea și nădejdea. Dacă redeschidem Biblia în Coloseni, vom găsi aceste trei elemente în primele 5 versete. Vom continua să citim în 1 și 2 Tesaloniceni și în versetul 3 de asemenea vom regăsi aceste lucruri. Permiteți-mi să citesc. Coloseni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos pentru că ne rugăm neîncetat pentru voi, atenție, și am auzit despre. Am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos, am auzit despre dragostea voastră față de sfinți. Observați, credința e față de Hristos, dar dragostea nu mai e față de Hristos. Și vorbește despre manifestarea ei în mod practic față de sfinți. Foarte mulți oameni spun că îl iubesc pe Dumnezeu și nu-i poți contrazice. Oamenii care umple pușcăriile, îl iubesc pe Dumnezeu. Are cineva dintre noi dovezi că ei nu-l iubesc pe Dumnezeu? Biblia spune, dragostea pe care o aveți față de oameni, față de sfinți, este măsurabilă dragostea oamenilor față de oameni. Este nemăsurabilă dragostea oamenilor față de Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu vrea să măsoare, să vorbească concret și specific, prezintă aceste aspecte practice. Și în versetul 4 am auzit despre credința voastră, despre dragostea voastră și versetul 5, din pricina nădejdii, observați ce motivează credința noastră față de Dumnezeu și dragostea față de oameni, nădejdea că se va întoarce Dumnezeu și ne va răsplăti. Noi oameni avem nevoie de motivație ca să ne deranjăm, să renunțăm la confort, să respingem propriile noastre porniri păcătoase și să nu ne împlinim dorințele pe care le avem și care sunt păcătoase. Avem nevoie de această nădejde că se va întoarce Hristos și odată cu El răsplata veșnică. Cartea următoare este către Biserica din Tesalonic. Versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pentru că vă pomenim în rugăciunile noastre, aducându-ne aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru și se repetă. Lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdei. Observați că toate trei sunt însoțite de un atribut. Lucrarea credinței. Toți oamenii spun că au credință. Dacă această credință nu lucrează neprihănirea, nu lucrează faptele bune, nu lucrează schimbarea vieții, unde este ea? Poți să scoți motorul la o mașină, închizi capota și nu se vede dacă are sau nu motor în interior. Dar vei ști că are sau nu are când vei încerca să pornești, să pui în viteză și să pleci. Credința se verifică prin acțiunea ei, prin lucrarea ei. Toți oamenii pretind că sunt credincioși, însă credința se dovedește de acțiunea care o generează. Osteneala dragostei. Repet, nu-i putem contrazice pe oameni că nu-și iubesc soția, partenerul de viață, tovarășul de viață în general, copiii, membrii familiei, rudele, pe Dumnezeu. Nu-i poți contrazice. Oamenii nu-s din sticlă să vezi în inima lor. Însă Biblia ne oferă capacitatea să măsurăm și credința și dragostea. Credința prin lucrarea ei, care sunt faptele credinței, și dragostea prin osteneala ei.
Nu este așa că dintre cele 7 miliarde de oameni care populează planeta albastră, noi ne ostenim numai pentru cei 2, 3, 4, 5, 10, cel mult 20 care trăiesc în casa noastră și sunt soția, soțul și copiii? De ce nu ne ostenim pentru oamenii din Africa? Mor de foame și de sete. Suntem așa de liniștiți și ei continuă să moară. Pentru că mandatul, responsabilitatea de a ne îngriji este pentru cei din casa noastră. Osteneala dragostei. În dragoste este osteneală. Evident, noi oamenii suntem limitați, nu putem să iubim la nesfârșit. Nu avem resurse, nici emoționale, nici materiale, dar atunci când iubești pe cineva, iubirea aceasta se vede din osteneala pe care o întreprinzi pentru împlinirea nevoilor persoanei respective. Dumnezeu vorbește măsurabil. Tăria nădejdii. Nu este așa că uneori speranța noastră în diverse lucruri, de pe pământ sau din cer, se moaie și noi care speram să, dintr-o dată ne pierdem speranța pentru că nu mai avem o speranță puternică. Aveam speranța că și astăzi nu mai sperăm în nimic. Suntem dezamăgiți, uneori intrăm în depresie. De ce? Pentru că nu este o speranță puternică. Apostolul vorbește despre lucrurile acestea. Închei gândul ăsta citind și din 2 Tesaloniceni. Același verset. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Ai impresia că versetul acesta a fost copiat din Coloseni, copy and paste în 1 Tesaloniceni și apoi în 2 Tesaloniceni. Trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru credința voastră, care merge mereu crescând, pentru dragostea fiecăruia dintre voi față de ceilalți, care se mărește tot mai mult, credință care crește și dragoste care crește. De ce noi în mod practic măsurăm credința descrescând? Noi credem că dragostea din tâi a fost apogeul credinței noastre. Pavel prezintă invers lucrurile. El spune, credința care crește, dar cu ce a început? Evident, cu dragostea de la început, cu dragostea din tâi. Și apoi ea nu se micșorează, crește. Nu vi se pare ciudat? Teoria Bibliei se verifică cu practica. Este adevărat lucrul acesta? De ce noi ne lăudăm cu dragostea din tâi și apoi spunem că e normal să te răcești, să nu mai poți trăi la intensitatea de la început? Biblia spune că credința trebuie să crească, nu să descrească. De ce descrește? Dragostea trebuie să crească, nu să descrească. De ce descrește? Am vrut să spun că cele trei elemente ale creștinismului sunt credința, dragostea și nădejdea și ele sunt prezentate în capitolul 10 din Evrei ca o jertfă mai bună. Spre sfârșitul capitolului respectiv, versetele 26, 27 și 28, vorbesc despre riscul de a nu fi consecvent în credință, adică un om a auzit Evanghelia și a răspuns Evangheliei, iar reacția asta se numește credință. Toți oamenii aud Evanghelia sub o formă sau alta, văzută sau auzită, văzută în mărturia unui om neprihănit sau citită în Biblie sau auzită din predica cuiva, din explicația cuiva. Și în general omul, oricât de dur ar fi și de necredincios, în inima lui simte o mică provocare să răspundă pozitiv, să reacționeze prin credință și cu pocăință. Credința în relația cu Dumnezeu, să accepți că tot ce spune Biblia este așa cum spune Biblia, nu le poți verifica, dar pur și simplu crezi. Pocăința este în legătură cu trecutul nostru. Pur și simplu, noi ne detașăm de trecutul nostru judecându-ne și găsindu-ne vinovați. Și spunem, Doamne, m-am evaluat, prin adevărul Tău m-am găsit vinovat și recunosc, mă autocondamn, merit să merg în iad. Dacă ne judecăm singuri, nu mai suntem judecați. Mărturisirea conduce la pocăință și se face prin pocăință. Însă omul acesta care l-a primit pe Dumnezeu în inima lui, care se convertește, se schimbă, devine un om nou în Hristos, el nu trăiește într-o zonă în care să crească. Își alege un stil de viață sufocat de prieteni firești, apropiindu-se prea mult de provocări pe care nu le poate respinge,
evită părtășia cu oamenii sfinți pentru că îl plictisesc, mai bine se implică în activități sportive decât în activități spirituale și spune, dar ce e păcat să joci fotbal? Evident, nu-i păcat să joci fotbal, dar dacă joci fotbal în locul fotbalului și apoi mai joci și în locul rugăciunii, și în locul bisericii, și în locul postului, și în locul citirii Bibliei, și în locul studiului biblic, evident că e păcat. E păcat pentru că te conduce la păcat. E păcat pentru că te omoară, e păcat că spune mâna la gură, te sufocă, ți-a vlaga. Și omul acesta ajunge să nu mai își respecte propria promisiune. Se simte sleit de puteri, nu mai găsește în el resurse să continue. Se și gândește, dar eu de ce m-am botezat? Merge la rugăciune și nu-și mai găsește plăcerea în disciplina aceasta spirituală. Vine la biserică și îl mănâncă pielea, se plictisește. Nu se mai simte atras de lucrurile astea. Ba dimpotrivă, mintea îi stă la nu știu ce lucruri care nu sunt rele neapărat în mod direct. Și puțin câte puțin omul acesta începe să vină mai rar la biserică, vine doar la cina Domnului sau până la urmă nu mai vine deloc. Ce s-a întâmplat cu el? Omul ăsta este o istorie. Omul acesta pot să fiu eu, pot să fiu dumneata, poate fi copilul nostru. El pur și simplu l-a respins pe Hristos pe care mai întâi l-a primit. Nu toți oamenii care îl primesc pe Hristos sfârșesc cu Hristos în inimă. Evanghelia ne-l prezintă pe Domnul ca pe Mântuitorul care ne scapă de iad. Este cea mai tentantă propunere, n-am să înțeleg niciodată de ce oamenii nu se pocăiesc. Nu m-am născut într-o familie de credincioși, m-am născut în cultul ortodox. La 21 de ani am fost provocat cu Evanghelia pentru prima oară. Mi s-a părut atât de logică încât n-am avut niciun motiv să mai am nevoie să o ascult încă o dată. Este cea mai tentantă afacere, este cea mai persuasivă propunere care se poate face unui individ. Te scap de iad, îți iert păcatele, retrage Dumnezeu mânia de deasupra ta. Hristos te scapă de vinovăția pe care ai acumulat-o păcănduind o viață întreagă, păcatul adamic și păcatele dobândite făcute în mod conștient. Nu plătești nimic, doar primește-L pe Hristos prin credință. N-ai niciun motiv să refuzi propunerea aceasta. De fapt, scap de iad dacă îl primești pe Hristos. De fapt, mânia lui Dumnezeu se retrage. De fapt, blestemul pleacă. De fapt, binecuvântarea vine, însoțirea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu. Cine refuză aceste lucruri? Dar omul acesta care îl acceptă pe Hristos, dacă nu trăiește într-un context care îl crește, îl ridică, îl dezvoltă în credința lui, se naște din nou, dar rămâne exact atât de mare cât a fost când s-a născut. Poți numi om pe cineva care rămâne la fel de mare, la fel de înalt și de greu cât a fost când a ieșit din pântecele mamei lui, chiar dacă trece 20 de ani de timp peste el. Aceasta este o comparație cu lumea fizică. La fel este în lumea spirituală. Oamenii trebuie să crească, însă nu vor crește în prieteniile lor destrăbălate. Nu vor crește petrecând ore la televizor. Nu vor crește dacă tot timpul vor fi concentrați asupra lucrurilor firești. Pentru că hrana firească te face un om firesc, iar hrana duhovnicească te face un om duhovnicesc. Și Biblia vorbește în Evrei, în capitolul 10, despre riscul de a-L respinge pe Domnul Iisus Hristos. Permiteți-mi să recitesc câteva versete. Să veghem unii asupra altora. De ce? Să ne îndemnăm la cele trei virtuți fundamentale ale creștinismului, dragoste și fapte bune. Versetul 25, să nu părăsim adunarea. Unii au obicei să facă lucrul ăsta, spune apostolul. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința Evangheliei, după ce ne-am întors la Dumnezeu, dacă păcătuim cu voia, păcătuim cu voia, asta înseamnă conștient și voluntar.
Biblia spune dacă a căzut cineva deodată într-o greșeală. Asta nu e cu voia. Pur și simplu te-a luat gura pe dinainte, n-ai gândit, te-ai auzit vorbind ceea ce dacă gândeai n-ai fi vrut să spui. Ai spus și după aceea ți-ai dat seama că ai spus un lucru greșit și îți pare rău. Pur și simplu ai alunecat, deodată ai căzut. Însă păcatele cu voia nu sunt deodată într-o greșeală, ci pur și simplu se petrec într-un timp de zile sau săptămâni. Sunt premeditate. Te gândești la lucrul acesta, vrei să nu-l faci, dar nu ai puterea. Și ești învins de aceste tentații, instincte sau ispite. Și pur și simplu cedezi. Și dintr-o dată, împotriva la ceea ce ieri sau alalteri credeai că e păcat, mergi și treci prin experiențele acestea. Și Biblia spune următoarele cuvinte. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința, există posibilitatea să-L respingi pe Hristos în numele căruia ai crezut, te-ai pocăit, te-ai botezat, ai slujit, ai vorbit altora și ai fost o mărturie o vreme. De ce apostolul scrie evreilor epistola aceasta? Pentru că oamenii aceștia au devenit formaliști. Ei au crezut că dacă merg în templu, asta îl satisface pe Dumnezeu. Dar în timp ce ei mergeau în templu, viața lor era imorală, gândurile le erau murdare, faptele le erau murdare, relațiile le erau murdare, intențiile, motivațiile le erau murdare, comportamentul era murdar. Și Domnul îi mustră și le spune, toată ziua spuneți templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului, dacă venind în templu nu vă sfințiți, venirea la templu nu vă folosește la nimic. Pentru că ceea ce Dumnezeu vrea ca și finalitate este sfințirea vieții, nu religiozitatea vieții. Evreii l-au respins pe Domnul, au devenit legaliști, au devenit formaliști, au devenit extrem de bârfitori, au devenit disprețuitori și ironici, au devenit lacomi. Și când Domnul vine, evreii din generația lui, cei mai mulți dintre ei erau niște oameni fățarnici. Și Domnul pur și simplu le spune în față, fățarnicilor, cum să se adreseze Domnul componenților poporului ales cu fățarnicilor? Atunci cum i-ar fi numit pe greci, pe filisteni, pe amoriți, toate celelalte națiuni care înconjurau poporul ales? Domnul poporului ales îi spune fățarnicilor. De ce? Pentru că l-au respins pe Dumnezeu. N-au putut rămâne la intensitatea credinței, la intensitatea dragostei și la intensitatea nădejdei. Și în ciuda faptului că scrisoarea către evrei prezintă excelența Noului Testament în comparație cu Vechiul, superioritatea lui Hristos în comparație cu iudaismul și excelența Noului Testament în comparație cu Vechiul Testament, totuși, oamenii aceștia l-au respins pe Hristos. Au crezut că este suficientă moralitatea lor, faptele lor bune, comportamentele lor religioase, formele care compuneau religiozitatea lor, au crezut că sunt suficiente și l-au respins pe Domnul. Nu există provocare mai mare pentru un creștin născut din nou decât să rămână într-o relație profundă, puternică și vie cu Iisus Hristos. Poți continua să vii la biserică în timp ce te răcești față de persoana lui Iisus Hristos. Pur și simplu nu mai ai nicio relație cu El ca persoană, o relație spirituală. Rămân formele, vii la biserică. Rămân formele, te rogi. Rămân formele, te uiți în Biblie. Rămân formele, contribui financiar. Rămân. Formele acestea, manifestările astea exterioare religioase, rămân, dar inima ți-e pustie. Acesta este marele risc pe care îl prezintă Evrei capitolul 10. Pe de o parte, prezintă superioritatea jertfei lui Iisus Hristos, lucruri mai bune aduse de Hristos prin întrupare și dăruite oamenilor. Dar în același timp, ca un paradox, de cealaltă parte, lucruri mai rele făcute de oameni împotriva lui Hristos, lucruri mai bune făcute de Hristos pentru oameni și ca un paradox, lucruri mai rele făcute de oameni împotriva lui Iisus Hristos.
Viața creștină este o luptă. Este o luptă cu noi. O luptă cu mândria, o luptă cu superioritatea, o luptă cu valoarea pe care ne place să o primim, cu atenție, o luptă cu păcatele, păcatele de toate felurile. Este o luptă. În momentul în care omul încetează să ducă această luptă, atunci rămân formele. Dar există și riscul, lupta aceasta să rămână la nivel exterior, în timp ce inima este înstrăinată de Domnul. Consecințele acestei respingeri sunt următoarele. Priviți în versetul 26. O speranță inutilă, zadarnică. Apoi, o așteptare înfricoșată. Fiecare dintre noi așteptăm ceva. Unii dintre noi așteptăm salariu. De fapt, toți îl așteptăm. Alții așteptăm să se facă seară, pentru că suntem epuizați fizic și am vrea să vină seara, să ne punem în pat și în sfârșit. Le las toate așa cum sunt și mă culc că nu mai pot. Ești pur și simplu epuizat. Alții așteaptă să vină dimineața. Cine știe ce lucru frumos urmează mâine? Alții așteaptă să vină nunta. Alții așteaptă... Noi oameni așteptăm. Observați că Biblia folosește cuvântul așteptare, dar mai apoi spune așteptare înfricoșătoare. De ce? Pentru că oamenii aceștia l-au respins pe Hristos. Hristos e trimis de Dumnezeu ca un lucru mai bun decât orice a fost până atunci. Dar ciudat este faptul că oamenii ajung la un moment dat să-L respingă pe Domnul. Și ceea ce este cel mai periculos este faptul că cei mai mulți dintre oamenii care le resping pe Domnul nici măcar nu știu că L-au respins. Au despre ei o părere foarte bună, în timp ce sunt plini de ură, sunt ironici, sunt disprețuitori, sunt fără dragoste normală, omenească, firească, sunt lipsiți de orice compasiune, sunt mândri, toate resursele pe care le au le folosesc pentru a se împopoțona și se laudă cu ele, îi țin pe toți la mâna lor cu resursele acestea, indiferent că e frumusețe, inteligență, bani, influență, indiferent. Și nu sunt robi ai lui Iisus Hristos și nici ce au ei nu-i la dispoziția Domnului. Omul poate ajunge din nefericire așa și continuă să vină la biserică. Capitolul 10 se încheie cu o chemare la credincioșie, un început promițător care trebuie dus până la capăt. Citesc doar versetul că nu mai am timp și închei. Aveți nevoie de răbdare după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți primi ce v-a fost promis. Ce ți-a fost promis? Împărăția. Însă promisiunea aceasta este după ce ai împlinit voia lui Dumnezeu. Poporul Domnului, capitolul 10 din Evrei, este oferta lui Dumnezeu pentru lucruri mai bune. Tot ce a fost bun în viața dumitale este inferior la ceea ce îți oferă Hristos. Tot ce a fost bun în viața dumitale și sclipitor, tinerețea, frumusețea, aventurile, experiențele, poziția, banii, privilegiile, absolut toate sunt inferioare la ceea ce Hristos a adus prin întrupare. A venit în viața noastră și ne-a împodobit-o. Și noi suntem la un pas, noi riscăm, noi suntem confruntați cu pericolul să-L pierdem pe Hristos, rămânând cu legalismul și cu formalismul. Nu este așa că aceasta este un mare risc, un mare pericol pentru noi toți, frați și surori. Noi venim de departe, în urma noastră sunt lacrimi, e post, e rugăciune, este o luptă cu noi. Nu ne putem permite riscul acum să ne schimbăm stilul de viață, să devenim aroganți, să pierdem lupta aceasta și toată promisiunea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Trebuie să continuăm, pentru că capitolul 10 se încheie cu aceste cuvinte. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu-și găsește plăcerea în el. Noi însă nu suntem dintre aceia care dăm înapoi. Poți să spui în seara aceasta, în inima dumitale, Doamne, sunt un om nu atât de bun pe cât aș vrea să fiu, însă eu nu sunt dintre aceia care voi da înapoi. Inima mea o să bată pentru tine. Ultima respirație o să fie o jertfă pe care o închin ție.
Viața aceasta este la dispoziția ta. Nu fac parte dintre aceia care dau înapoi. Reangajează-te în această seară să nu dai înapoi. Oricât de mari vor fi provocările, oricât de mulți vor fi dușmanii, oricât de slab și neajutorat vei ajunge, oricât de adânci vor fi gropile prin care vei trece, reangajează-te în această seară să nu faci parte dintre cei care dau înapoi. Pentru că ceea ce ne-a adus Hristos este superior, sunt lucrurile mai bune. Poporul Domnului, să rămânem în această moștenire a lucrurilor mai bune pe care ni le-a adus Hristos. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm lui Dumnezeu împreună.